În satul Napadova, raionul Florești, a fost săvârșit un omor. La 20 februarie 2012, aproximativ la ora 22:00, suspectul împreună cu victima și alte două persoane au servit băuturi alcoolice la domiciliul acesteia. Menționăm că victima locuia de una singură. Ulterior, potrivit poliției, victima și suspectul au rămas în doi. Ultimul, dorind să întrețină un raport sexual, a agresat victima, i-a aplicat multiple lovituri cu un căuș metalic în regiunea capului, a asfixiat-o cu un cablu, după ce a incendiat și a plecat. În privința făptașului a fost inițiată o cauză penală în baza inicilor infracțiunii prevăzut de articolul 145 aliniatul 2 litera J al codului penal. Suspect de comiterea infracțiunii este locuitorul satului Napadova, în vârstă de 39 de ani, căsătorit, la întreținere are 3 copii minori, fermier. Legea prevede pentru acest gen de infracțiune o pedeapsă cu închisoare de 12 la 20 ani sau cu detențiune pe viață.